Mergem la nu s-a preluminat. Dezamăgit. Hello, hello! Ajungem pe la spital. Cerebra tanghe. Mari, mari, mari emoții. Cu ce emoții am? Dumnezeule mare! Ce faină e! Nu te cați strâmb pe ceva. Tremurau genunchi. Mulțumim lui Dumnezeu. Oh. Mergem la nu s-a preluminat, nu mai ce-am plecat de la barca. Hey. Fii rapidă barca asta, Nina. E, așa ne cam. Așteptam să ne fie rău. Dar bine, nu mai ce-am plecat, dar când e ok. Sincer, mă așteptam la mai multă adrenalină. Nu mi se pare fort de rapidă. Hai să vedem. Agitație mare! Agitație mare, ne aduc bagajele de acolo de pe barcă, le las aici, ne-am luat încălțămintea. Tu nu ți-ai luat-o? Da, un pic înnorat. Ok. Aceasta e plaja. Multă lume aici. Suntem chiar aici în port, nu? Da. Și o atmosferă total diversă față de cea de la Bali. Da, și ne place foarte mult. E marea, nu? Da. Cum a fost drumul? Mă așteptam la mai multă adrenalină. Un pic dezamăgit de drum. Speedboat. Dar mă așteptam să meargă mai tare un pic, să sară așa, să ai impresia că pe stomacul, pe spate, Dan. Deci de la Bali până aici am făcut 30 de minute, a trecut foarte repede. Am plătit 450.000 de rupii pentru amândoi. Ne-am oprit aici să mâncăm ceva, pentru că n-am apucat să mâncăm nimic. Și așa așteptăm și taxiul, pentru că aici la Nusa Penida avem un bungalow. Și am bucuit cu ei taxiul să vină aici. Suntem undeva în mijlocul câmpului. Suntem curios de această experiență, cum o să fie. Și o să încerc și eu scuterul aici. Hello, hello! Și iată-ne, ajuns și la Nusa Penida. Și acesta este bungalowul nostru drăguț. Foarte fain. E practic în junglă, nu prea sunt multe împrejur, după cum bine vedeți. Suntem așa înconjurați de junglă și un munte acolo. Fain. Hai să vedem și înăuntru cum este. Uh-huh. Ne descălțăm. De aici avem o măsuță, nu? Da, măsuță, deci fain. Bem cafeaua. Patul, avem televizor, aer condiționat. Wow! Și baia nu e cine știe ce, dar bungalowul e superb. Și am plătit în jur de 60 de lei pe noapte. Da, și suntem la Nusa Penida, la un rooftop, acolo unde se văd acele lumini, sunt bungalourile noastre și aici suntem noi. Hai să vedem ce ți-a luat de mâncare și cum arată. Eu mi-am luat un piept de pui cu sos și cartofi, ceva mai familiar azi. Și eu mi-am luat cam asemănător un pește cu legume și cartofi prăjiți. Terasa e foarte faină. Avem muzică balineză, cred. Da. Așa, care se aude în surdină, sigur auziți și voi. Suntem cumva așa în mijlocul naturii, cumva în junglă. Nu sunt prea multe pe aici prin zonă. Dar am vrut să experimentăm cum e să stai în mijlocul naturii, așa, într-o zonă pustie, așa, oarecum, și chiar plăcut. Am dormit astăzi toată ziua. Din păcate, Bogdan nu se simte prea bine. Da, cred că am făcut, de două zile am febră. Nu știu, cred că... Sperăm să nu ajungem pe la spital. Oricum, vă anunțăm. Da, vă ținem la curent. Și pentru că era seară și trebuia să mai și mâncăm, am venit la același restaurant care am venit și ieri. Și pentru că e singurul din zonă, dar și pentru că mâncarea e foarte, foarte gustoasă, foarte curat, vederea
senzațională. Eu mi-am luat astăzi orez cu frigărui de pui și un sos de alune pe care le-am mai probat și înainte și știu cum e. Wow, 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 ce ți-a dat acolo? Eu mi-am luat porc la grătar cu cartofi prăjiți. Super. Și un pic de câteva legume. Ce să zicem, din păcate au apărut niște schimbări în planul nostru de călătorie. După simptomele pe care le-am dat și discuția la telefon cu un doctor, eu am febra dengue, varianta ușoară, slavă Domnului. Asta e a patra zi, practic 3 zile, n-am fost bun de nimic, am stat în pat. Am avut febră non-stop și prea puțină poftă de mâncare. Nu sunt, m-am testat zilnic pentru COVID și nu sunt pozitiv. Am probleme și cu încheietura de la mâna dreaptă și genunchiul de la piciorul drept. Da, ar mai fi încă 2 zile. Astăzi deja mă simt mai bine. Sper să mă reprind cât de curând și să ne putem continua vacanța. Doamne ajută, asta sperând să fie totul bine. Neața bună! Ei, da, ați ghicit cum ați văzut cu casca pe cap. Ați ghicit, am luat astăzi pentru prima dată scuterul și am pornit la drum. Am făcut o parte din drum cu mari, mari, mari emoții. De pe scuter ne e frică, trebuie să menționez lucrul ăsta, ne e tare frică. Aici e și Bogdan. Hello! Hello, cum ce emoții am! Oh, da! Câți kilometri mai avem? Mai avem vreo 4, mi se pare. Hai! Până la clinking. Să avem drum bun. Cum te simți? Sincer, mă simt un pic slăbit după toată febra care am avut-o în ultimele 3 zile, dar mă simt ok. Bine că am ajuns cu bine. Am ajuns la plaja Kling-kling? Kling-kling, da. Kling-kling. Da, destinația noastră finală pe azi. Și drumul a fost, am avut puține emoții, dar mai puține decât m-aș fi așteptat să am. Eu am mai multe emoții decât aveam la început. Vedeți ce șerpi frumoase avem? Am parcat scuterul și mergem la acel faimos viewpoint. Stăm curioși, vederea aceea superbă cu acea plajă și roșiile acelea. De-abia apucăm. Eu sper să facem bani. Dar văd bine care vine. Nimeni n-a făcut bani. Toată ne-a rogut doar la viewpoint și atât. Și ne apropiem de viewpoint. Păi ceva lume care stă la coadă. Ha. Hai, ce superb. Wow! Deja imaginea se conturează așa. Am văzut că sunt mulți care vin și cu tururi organizate, cum vroiam și noi să facem ieri. Sau cu taxi. Sau cu taxi. Dar chestia că noi ne-am cazat undeva la 7 km de această plajă, de această destinație. Tocmai pentru a avea un drum nu prea lung de parcurs cu scuterul și am întrebat cât costă să ne ducă până aici și să ne aducă sau să ne lase aici o perioadă și așa. Și ne-au cerut 500. Wow! Dumnezeule mare! Iisuse Hristoase! Wow! Albastrul acela izbitor! Dumnezeu! Wow! Ia uitați! Deci Mirabela, spune-mi tu, te rog frumos! Ce să mai zic? Deci are apa o culoare aici, că nu am mai văzut în viața mea. Nu știu. Hai să-mi dau și ochelarii jos, că mi se pare că e la fel. Senzațional! Wow! 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 Super! S-a rentat Mira! Să venim până aici! Da.
Pe urmă trebuie numai decât să bea un expreso puternic, pentru că scara asta până jos este abruptă, foarte abruptă. Wow, ce frumos se vede și de aici. De peste tot se vede foarte minunat. Ia multe, să vedem. Multe, wow. Ia uitați ce e aici. Aglomerația de pe lume. La urcare așa încet, fără grabă. Ce faină e! Deci pe bune, mă așteptam să fie o plajă superbă, dar nu atât de superbă, parcă. Și uite cum se vede drumul încolo, cum continuă în sus, în jos, până pe plajă. Aici are este un loc de făcut poze. Este tot. Da. Oamenii se cam îngrămădesc. Hands up. Aici e foarte abrupt. Dar trebuie să fii foarte atent. Uai, de capul meu. Nu par așa multe scări până la urmă, pe cât de abrupt. Scara care duce spre paradis? Da, suntem deja în paradis. Doamne, dar vederea asta e superbă. Înaintăm sau nu? Uai de capul meu! Ia uitați! Și aici avem și o vedere oarecum cu partea cealaltă. Ia uitați, Mirabela înaintează! Ia uitați și ce pe partea cealaltă. Doamne, apa are o culoare incredibil de frumoasă. Wow! Acum depinde de condiția fiecăruia. Sincer, la cum mă simt eu, ieri am stat în pat toată ziua. Treptele astea, nu mă sunt obosit. Wow! Mira, mai poți? Dumnezeule mare! Paradisul! Și de acolo, de undeva de sus, am venit noi. Asta e cea mai abruptă scară pe care am coborât-o în viața noastră ever. Și turiștii care urcă ne zic că asta ce vedem noi aici e nimic în comparație cu ceea ce trebuie de fapt să coborâm. Și imaginați-vă la urcare. Ui! Ui, ui, ui! Și așa arată drumul de unde am venit. Wow, de aici chiar face mare impresie. Pe partea cealaltă, să vedem, superb, de-a dreptul fantastic. Și cred că greu de-abia acum începe. Ia uitați. Aici facem escaladare, nu alta. Dar... Cum e, Mira? Dar te simți ok totuși că sunt balustradele astea de o parte și de alta. Oricum, să aveți mare grijă să nu călcați strâmb pe ceva. Mare grijă, sincer.
Hai că se apropie, deja văd nisipul. Kids? Îți dau ție GoPro, amu? Ia uitați. Și acum tura mea. Așa. Sunt tot felul de pietre pe aici, aveți grijă cum călcați. Dar ia uitați ce răsplată avem noi. Sau toți cei care coboară. A? Suntem la pe ultima sută de metri. E lung drumul și anevoios. Am ajuns în paradis. Eu sunt terminat. Suntem obosiți. Ce drum. Noroc. Vai, cel mai bun Coca-Cola pe care l-am băut vreodată din două motive. Uitați-vă la noi cum arătăm. Deci eu sunt terminată, îmi tremurau genunchii de nu mai puteam. Și și acum parcă nu mi-a revenit încă în totalitate. E dezastru. Deci drumul ăsta până aici coboară într-o prăpastie și numai, dar sunt numai pietre și sunt câteva găuri în piatră pe unde trebuie să urci, de fapt. De fapt. E un traseu destul de dificil. Ce să zicem? Merită vederea. De sus eu zic că merită. De jos? Eu vă spun când ajung. Deci dacă ajung cu bine, vă recomand să veniți. Dacă nu, nu, sincer. Ia uitați. Am văzut că multă lume coboară, dar la fel sunt și mulți care nu coboară, stau doar sus, nu? Știu ce. Și hai să vă arătăm puțin plaja văzută de jos. Vai, nisipul e alb, alb, alb și fin, e super tare, iar culoarea apei e, vai, incredibilă. Mergem încolo? Da. O, Doamne. E super. Chiar foarte fain. Îmi place mult. Ia uitați! Și cum stăm noi și ne bucurăm așa de frumoasa mare? Ce să, un gând tot îl ai pentru că trebuie de fapt să ajungem pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Și numai acolo undeva ajungem la drumul mai bun. După care trebuie să urcăm așa până acolo undeva sus, în partea asta. Urați-ne noroc! Siguranță merită efortul să ajungeți până aici, să coborâți la plajă, dar acum depinde și de condiția fizică. Unde sunt probleme cu așa ceva, e de evitat, 100%. Oricum și vederea de sus este superbă și face toți banii. Mira acolo a intrat puțin în apă. Uitați-ne în ce hal arătăm, dar nu contează.
Desfraților! Suntem fericiți că am ajuns până aici. De aici e chiar easy. Numai de aici e și mult mai amenajat, e ok, super tare. Da, de aici nu dar... numai... Vedeți? Repet, dacă nu aveți condiție fizică adecvată, nu coborâți. Puteți coborâ până aici și gata. Mai bine, poate. Avem șepcile care sunt foarte bune. Ne vedem sus în vârf. Și uite că am ajuns să și mâncăm, am ajuns cu bine, mulțumim lui Dumnezeu. Oh, ce emoții aveam, sincer, deci nu vă povestesc. Am ajuns bine, acum mai avem un singur hop și suntem fericiți. Deci chiar de-a dreptul o să fiu fericită. Ne-am așezat la terasa aceasta, prețurile sunt super bune, foarte ieftine. Și dacă mă gândesc că am fost de două ori la restaurantul acela de lângă noi și am plătit aproape dublu față de ce plătim aici. Da, astea au fost situațiile. Ne bucurăm că Bogdan se simte mai bine. Ce să... Doamne ajută! Ce ți-ai luat? Mi-am luat noodles. Eu mi-am luat carne de pui cu orez și văd că mi-a dat și niște roșii. Era când pune o lămâie, dar e bună și așa. Ce să zic? Doamne, îți mulțumesc că ieri stăteam în pat. Astăzi am mers cu scuterul pentru prima dată după atâta timp. Și acum hopul ăla de care zicea Mirabela e de fapt drumul înapoi cu scuterul, dar sunt doar 7 km, că nu degeaba am ales hotelul ăsta. De când cu situația asta care am avut-o, nu prea mi-e foame așa, dar trebuie să mănânc, că, na, nu poți să nu mănânci, că na, nu e ok. Ce să vă zicem de Nusa Penida? De Nusa Penida de pentru mine... King Kling Beach, de plaja aceasta King Kling, este senzațională de-a dreptul. Culoarea apei e ceva ce nu am mai văzut, dar și stânca aceea acolo în apă minunată și, ce să zicem, trebuie să recunoaștem că și faptul că e atât de greu accesibilă o face și mai frumoasă, nu? Ca și oamenii. Cumva, aceea mai greu accesibil, ce... deci la ce ajungi mai greu e mult mai frumos sau ceva în genul ăsta, nu? Sincer, aș prefera să fie să parchez în plajă și gata. Eu nu cred că mai avea același farmec, sincer. Și acum stăteam de vorbă cu un domn aici, cu un localnic și ne spunea că majoritatea plajelor de aici, din Nusa Penida, sunt așa. Doar plaja Crystal e ceva în genul că parchezi pe plajă și acolo nu trebuie să faci niciun hike, nu trebuie să cobori, nu trebuie să urci. Dar aceasta o face minunată, lucrul ăsta, drumul ăsta. E minunat, deci stăteam acolo pe plajă practic și ne uitam la dita mai muntele în fața noastră și eu mă gândeam, Doamne, pe acolo trebuie să ajungem, cum ajungem? Ne-a luat cam o oră, așa? O oră, dar sincer, urcarea a fost mai rapidă decât coborârea, sincer, așa mi se pare. Și da, a fost mai grea, un pic mai, necesită mai mult efort. Eu pe alocuri m-am simțit foarte obosit pentru că nici măcar n-a trecut o zi de când m-am ridicat din pat și m-a pus naiba să cobor pe acolo, dar, Doamne, smulța m-am descurcat bine. Ce ne mai zicea domnul acesta era faptul că, și că foarte mulți străini au cumpărat pământurile care sunt cum e acesta, care au o vedere frumoasă la mare. Chinezi, australieni, americani. Da. Oameni cu bani mulți, că au plătit mulți bani. Ei s-au mutat undeva mai în interiorul câmpului și, na, bineînțeles, l-au vândut. Și plănuiesc să construiască tot felul de hoteluri, restaurante, etc. Deci prețurile să se schimbe cu siguranță. În viitor cu siguranță. Deci veniți cât de repede puteți până mai găsesc prețuri bune, nu? Dacă aveți un plan, da, sigur. E o plajă nemaipomenită. Și ceea ce vă sfătuim neapărat, să aveți șepci, deci noi nu știu ce am fi făcut fără aceste minunate șepci, cremă de soare, apă, încălțăminte foarte bună, pentru că am întâlnit câteva fete la care li se ruseseră sandalele și a trebuit să-și cumpere bacuci de pe aici. Ce să mai... Am mai văzut și unii care urcau de sculs, dar nu vă recomandăm pentru că roca e caldă. Ce să zicem, încheiem vlogul aici? Sperăm să ajungem cu bine acasă, ne țineți pumnii și ne vedem într-o nouă destinație. Am luat și niște banane să avem cu noi. Și
uite-ne și la motocicleta noastră, drăguță, Scoopy. Hello! Scoopy, Scoopy. Și ultima parte. Am puține emoții, dar sperăm să fie tot ok, țineți-ne pumnii.